Mulțumim, Tatăl Ceresc, în numele Domnului Iisus Hristos. Că jertfa adusă la gol, Calvar, continuă să aducă roadă. Îți mulțumim și te binecuvântăm, Doamne. Pentru cei care în seara aceasta au fost atinși, Doamne. Prin mesajul cântărilor, prin mesajul cuvântului, Doamne. Îți mulțumim pentru mâinile care s-au ridicat înaintea Ta, Doamne. Nu înaintea noastră. Înaintea Ta, Doamne. Îți mulțumim pentru hotărârile care s-au luat, Doamne. Îți mulțumim, Doamne. Îți mulțumim. Îți mulțumim că în numele și meritul Domnului Iisus Hristos și astăzi ierți păcate, Doamne. Îți mulțumim că și astăzi dai la o parte, Doamne, pace și nelegiuiri, Doamne. Îți mulțumim că și astăzi rup legături ale întunericului, Doamne, și scrii nume în cartea vieții, harul Tău, Doamne. E îndurarea Ta, Doamne. E rodul calvarului, e rodul suferințelor Domnului Iisus Hristos, care a fost depuse și aduse la gol. Dar de ce ați mulțumit, Doamne? Îți mulțumim pentru credința pe care Tu ai pus-o și o pui, Doamne, în inimile copiilor Tăi, Doamne, de a sta înaintea Ta pentru cei ce trec prin suferințe în vremea aceasta. Îți mulțumim că Tu asculți rugăciunea, Doamne, de aceea toți oamenii vor veni la Tine. O, mă rog în numele Domnului Iisus Hristos, Tatăl Ceresc, rămână protecția numelui Tău peste întreaga părtășie, Doamne, peste casele noastre, peste familiile noastre, peste generațiile noastre. Rămâne numele Tău înălțat ca turn de scăpare și loc de adăpost, Doamne, pentru frații noștri în slujirea care le stă înainte, Doamne. Tatăl Ceresc, fie unchiurea și autoritatea Domnului Sfânt peste ei, Doamne. Și orice împotriviri vrăjmașe să fie date la o parte și Evanghelia Ta să triumfeze în mâinile copiilor Tăi, Doamne. Și steagul de biruință să fie înălțat pentru gloria și slava Domnului și Mântuitorului nostru, care a fost mort, a înviat și viu în veci veci. Îți mulțumim, îți mulțumim, îți mulțumim. Rămân în continuare mâna Ta cea bună să ne călăuzească pe care. Și în numele Tău să se înalțe în toate. Tatăl Ceresc,